Vasluienii susțin că sunt sătui de mizeria de la ciori, dar și de zgomotul produs de păsări. Bineînțeles că e bine. Sunt deranjante sau de ce? Păi mi-e chipul că sunt deranjat, dar la mine în zona gări nu prea am văzut. De fapt, am mai văzut deasupra blocurilor. Da, e deranjant, croncă, ne fac mizerii. Ești normal că e bine. Ce e bine? E bine să le stârpim, nu? Ciorile, da, astea sunt gălăgioase. E o idee bună, sigur, că da, se păstrează și curățenia și liniștea. Primăria a luat deja măsuri pentru a împrăștia stolurile de păsări care și-au făcut culcuși în copacii din municipiu. Este o problemă care deranjează foarte mult locuitorii municipiului Vaslui. Din acest motiv, cel puțin în Parcul Copou, spunem noi că am reușit să rezolvăm această problemă cu ajutorul unor alpiniști. Am dat jos, să spun așa, toate cuiburile acestor păsări. Momentan nu mai avem probleme în zona Parcului Copou, în zona cimitirului și probabil ușor-ușor vom face astfel de activități și în cartierele orașului. Groapa de gunoi de la marginea orașului, deși închisă, reprezintă un adăpost propice pentru ciori. Aici se adună, fără să fie stingherite de nimeni, sute de astfel de păsări, care mai apoi se împrăștie prin oraș.